Jaja, bajola, baba! Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi. Eu încerc să zâmbesc, dar emisiunea de astăzi nu e tocmai așa de încântătoare și nu ar trebui să ne stârnească motive de bună dispoziție. De ce? Pentru că vorbim despre o scădere economică. Mai precis, în urma unor calcule, a reieșit că România este pe locul 4. Locul 4, dar stăm bine, am spune nu, din punctul de vedere al scăderii economice în Uniunea Europeană. Sigur, eu prima dată m-am gândit, locul 4, dar dacă eram pe ultimul, ce făceam? Că totuși am intrat, cum vrem să credem, ultimii sau penultimii în Uniunea Europeană. Locul 4 ar fi bun, dar nu e chiar așa de bun. Să aflăm ce gândește suceveanul. Nu știu, e rău. Odată ce scăzi economia, normal că e rău. Mi se pare că mai jos. Adică da. Suntem pe locul 2. Adică mai jos în sensul de la 4, 5, 6, 7. Chiar să știți că nu mă pricep. Așa guvernant, așa rezultat. Lucrurile tot se mișcă. Lucrurile s-au mișcat dintotdeauna. Nu știu, poate undeva septembrie anul trecut a fost o perioadă mai grea. Dar cum vedeam, magazinele sunt pline, lumea se mișcă, da, lumea se mișcă în continuare, noi, alte țări au făcut eforturi mai mari. Nici gând. Se spune doar numai că începând cu 2010 se va îmbunătăți ceva, poate activitatea industrială va mai, se va ridica, dar nu, nu cred. Nu, și nu o să ieșim de grabă. Cu părere de rău. Criză, se zice că e criză, dar criză nu prea, după mine așa, criză nu este. Nu, nici n-am intrat bine. Criza se va manifesta anul viitor la maxim. Am înțeles că ar fi în 2 ani de zile, s-ar mai liniști treburile și tot ar ajunge la normal. Nu știu în ce măsură ar putea să ajungă la normal în 2 ani de zile, în 2-3 ani de zile. Dar probabil că lumea o să își obișnuiască și o să fie de acord să facă ce au făcut și celelalte țări, măsurile care le-au luat. În Germania au lucrat în loc de 10 ore, 12 ore, cu banii 10 ore. Ori să obișnuiască și ei, ori să obișnuiască să cheltuie mai puțin și poate atunci vor considera că criza s-a terminat. Deci nu știu dacă... Deci va fi așa ușor. 2013, după cine dăm la euro? Nu știu, eu criza am simțit-o întotdeauna. Așa că nu știu dacă voi ieși vreodată eu, personal. Și deci, noi, cu toții. Nu știu. Greu de spus. Eu știu? Nu. Nu ne putem compara cu Franța, cu Anglia. Sunt cauzele care s-au stabilit de... definiția crizei, băncile ce au făcut, monetarul, sunt variantele cu aurul care l-au cumpărat. Păi, ea este creată în primul rând de americani care stăpânesc cât de cât economia lumii și datorită lor am intrat și noi. Pentru că ei au greșit prima dată. E cauza celor mari, nu a noastră, a celor mititei. Și noi trebuie să o suportăm. Salarii prea mari. Sunt mai mult, depinde. De supraproducție. Mai multă muncă. Să scăpăm de toate astea. Nu știu. Și totul pornește de la mentalitate. Eu asta cred. Primul lucru care ar trebui schimbat mentalitatea asta. Dar trebuie să încercăm să o luăm de la capăt, cu efectiv un creier nou, un creier tânăr. N-ar trebui, pentru tot. Nu știu, părerea mea. Totul pornește de la gândire, cum gândești. Cât de bine dispus mergi la servici, cum știi să cheltui, cum știi să te organizezi, cum știi să trăiești viața. Asta înseamnă, de la viață pornește societatea, regulile în societate, relația cu ceilalți.
Cred că după ce dăm toate dobânzile la banii care am luat acum de la FMI și de la Europa. Asta cred că 2030-35 ar fi bine. S-ar putea și mai târziu, este, da. Nu știu, doar că având în vedere situația noastră economică, Dumnezeu, numai Dumnezeu mai știe, eu știu ce să vă spun. Nu sunt prea optimistă în nimic. Asta este. Trebuie să suportăm cum este și vom vedea cât om putea duce. Datorii când o să mai avem când... Niciodată. O să fie datorii în continuu, cred că. După mine. Când nu se va mai fura avuția internă. Criză, criză și iar criză. Economia nu o duce așa de bine. Și până la urmă, cum ar putea să o ducă așa de bine dacă stăm să ne gândim? Cine știe? Poate doar turismul să ne scoată din cazanul ăsta în care stăm liniștit, se pare? Nu prea ne agităm foarte mult, nu ne gândim că producția ar trebui să însemne ceva. Ne gândim la noi, la confortul nostru, la aer condiționat, la căldură, la mâncare să fie mai bună. Dar nu prea ne gândim și la alte lucruri. Adică se pare că ne place să consumăm. Suntem niște buni consumatori și nu prea avem interes de producție. Adică de ce ar trebui noi să facem ascuțitori, de ce ar trebui noi să facem chibrituri, de ce ar trebui noi să facem aproape orice. Ce? Luăm de gata, nu? Așa e vorba în zilele noastre. Și se pare că în felul acesta nu vom reuși să vedem și un trai bun fără datorii. Bine, nu vorbim de datoriile noastre, cele normale, care le avem la bănci, că altfel nu se poate în zilele noastre. Ne-am și învățat cu ideea asta. Mai poți să-ți faci o casă? De ce poți tu să o faci singurel, așa, să ridici niște bârne, să dai acolo cu puțin Ipsos și așa mai departe? Nu, ne-am învățat să luăm totul de-a gata, dar trebuie să plătești atunci când iei totul de-a gata. Povestea e lungă, așa cum a spus primul nostru interlocutor, deci eu vă doresc o zi plăcută în continuare și dacă aveți idei, păreri, impresii mai bune, vă așteptăm pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Lasă spiritul primăverii să intre și în căminul tău. Oferă casei tale mobilier de calitate. Vino la Alsace Mod SRL, epuizează-ne stocul și ai între 15 și 20% reduceri. La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul mobila lângă Bucovina vis-a-vis de finanțe. Living Max la doar 1490 de lei și dormitor Eva la doar 880 de lei. Un ardelean și niște tineri, unul dintre tineri. Bade, închide geamul că e frig afară. Ardeleanul închide geamul. No, acu-i mai cald afară? Pentru un termopan veritabil, vino la Mavarun SRL. Firma noastră execută tâmplărie PVC sau aluminiu cu geam termopan cu 5 camere de izolare fonică și termică. Profil Aeroplasto Germania 7000, toată gamă de culori. Sticlă termopan 4 anotimpuri, float și low-E. Vă mai oferim preț cortină și placări exterioare a Lucobond. Mavarun SRL, în Ițcani, strada Cernuț, numărul 128, lângă podul peste râul Suceava. Telefon 0745 534 272.